Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este, nici nu știu cum să-i spun, a patra zi normal de curățenie, pentru că în prima zi am făcut curățenie în minte și se pune și acea zi, pentru că este foarte importantă curățenia în gândurile noastre. Apoi am făcut curățenie în sufragerie și în dormitor în următoarea zi, iar astăzi ne ocupăm de baie și de hol. Le luăm împreună pentru că nu este atât de multă muncă și nu mai împart în altă zi să fac. Deci o să fac curățenie în baie și în hol. Începem așa dintr-un colț, nu știu, eu așa fac curățenie, încep dintr-o parte și merg așa roată în toată baia, apoi pe hol. Pe hol nu avem cine știe ce de făcut, trebuie să spălăm pe jos, să ștergem oglinda, da, am de șters oglinda, de șters frigiderul, pentru că este pe hol. Și da, asta vom face astăzi. Haideți cu mine, faceți și voi curățenie cu mine. Am dat drumul la vlogmasul cu numărul 17, ne apucăm de treabă, nu am ce să vorbesc prea mult în voiceover, o să las mai mult colindele de Crăciun pentru că mi se pare că dau așa o atmosferă foarte frumoasă videoului și exprimă foarte bine pregăteala asta de dinainte de sărbători pentru ștersul chiuvetei și chiar și a dulapurilor din baie folosesc CIF, deci mi se pare cel mai bun pentru că chiar și pe dulapuri se așează calcar și CIF-ul este cel mai bun pentru treaba asta. Am și CIF spray, dar și acela sub formă de soluție. Așa că luăm la rând, șterg chiuveta, apoi oglinda, cada, tot ce este de șters prin baie, dulapurile. Și sper să faceți și voi cu mine curățenie. Dacă nu, bucurați-vă de colindele pe care o să le pun în continuare. Thank you.
Ok, haideți că am scos tot din dulap și o să vă arăt pe rând ce spray-uri și soluții de curățat folosesc pentru baie și nu numai, adică ce am acolo. Am soluția asta de la Nufor pentru curățarea WC-ului. M-am gândit să vă arăt, să nu vă arăt cum curăț, dar până la urmă e ceva normal. Asta este pentru desfundarea țevilor. Cred că Promax. Îl găsiți peste tot prin magazinele mari mai ales. Asta este un dezinfectant, la fel, substanța, asta este pentru mucegai, Savo, Lenor, balsam pentru rufe, tot pentru rufe, de fapt nu, pentru podele avem Mr. Proper. Și Dero pentru rufe. Am ales pe acela roz, miroase foarte, foarte bine. La fel, o soluție pentru mașina de spălat, ca un fel de calgon, numai că lichid. Încă un gel pentru țevi. Asta este un pic mai bun decât cel pe care vi l-am arătat la început. Am aici și o substanță pentru, cum se numesc alea, pentru rosturi. Nu-mi venea cuvântul. Aici este tot așa pentru baie și bucătărie, soluția aia. Aici e pentru gâze și gândaci, nu știu, dar câteodată mai iese câte un gândac rătăcit din baie și mai trebuie să dăm o perie rătăcită. Mai am niște substanțe sus, în dulapul de sus, dar pe astea vi le-am arătat că asta este baza și vanish-ul pentru pete. M-am cocoțat acolo să șterg. Mie îmi place, adică eu consider că baia este absolut curată în momentul în care și gresia din baie este strălucește. Așa că nu știu dacă mai face cineva asta, dar odată pe săptămână șterg tot, toată gresia. Și mi se pare că chiar se vede diferența, adică clar, se așează și calcar pe gresie și trebuie ștearsă și ea. Gata, vă las cu colindele.
Pe jos am șters așa, de obicei pun acea cârpă pe mop, dar acum am zis hai să șterg mai repede și să termin. Și mi se pare că ajung mult mai bine cu mâna, mai ales că baia este micuță, mă învâr de două ori și am șters-o foarte bine, nu mai pun pe bățul acela. Doar unde am suprafețe mai mari, pun acea cârpă pe mop. Și începem curățenia și pe hol. Holul este destul de lat, am scos toate din dulapul acela de pantofi. În primul raft se adună mereu tot felul de lucruri, pungi, tot ce aducem de afară. Practic le ascundem acolo, le dosim și acum a trebuit să scot tot de acolo, să șterg și să fac ordine, să văd ce mai vine acolo, ce vine în alt dulap din sufragerie, ce vine în dormitor și să arunc o mare parte dintre ele. Mi-am aranjat acolo, în schimb, eșarfele. O să vedeți în continuare. Și da, asta facem ordine. O să spăl imediat și oglinda și cuierul din hol, scaunele și pe jos, bineînțeles. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Let every Heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. And so
Mi s-au jupit unghiile. Nașpa. Dar măcar am baia curată. Aceasta este ultima zi de curățenie. Stăteam și mă gândeam cum o să mi le aranjez eu să le postez și de asta mă gândeam cum vine, dar este ultima zi de curățenie. De acum încolo o să înceapă o serie de vloguri. Vreau să fac în fiecare zi a săptămânii un vlog și cumva să facă parte dintr-o serie cu o zi obișnuită. De luni, de marți, de miercuri și așa mai departe. Și gata, se termină vlogmasul de anul acesta, vine Crăciunul. Ce să zic, vă doresc tot ce-mi doresc și mie, liniște, pace, sănătate, toate astea vă doresc și vouă pentru că sunteți ai mei, pentru că sunteți comunitatea mea dragă. Și știți că vă iubesc. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!